Elihu spunea în cuvântarea sa, Iov capitolul 36, versetul 24, cu referire la Dumnezeu, nu uita să lauzi faptele lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare e Dumnezeu. Și între altele scrie aici în versetul 22, Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Am ales acest cuvânt de laudă pentru Domnul, pentru că este potrivit tematicii ce o începem prin harul Său astăzi, intitulată Învățători și Învățături. Doresc tuturor celor ce vor asculta aceste studii să aibă harul de a fi învățați corect, să aibă bunăvoința să accepte și să se poată bucura de îndurarea Domnului în împlinirea celor învățate corect. Vreau în mod deosebit în lecțiile din această tematică să dezbat câteva aspecte doctrinare și practice care în vremea noastră sunt foarte diferit înțelese. Las pentru fiecare lecție să anunț ce temă va avea. Astăzi va fi o lecție introductivă intitulată Avertizări apostolice. Am definit-o așa pentru că, în mod deosebit, în Noul Testament, apostolii care au scris cărți în Biblie și, evident, în primul rând, Domnul Iisus, au făcut referire la diferite situații, în diferite aspecte ale vieții, ale învățăturii, cum că vor fi introduse erezii, învățături false, interpretări greșite ale Bibliei, fără lumina Duhului Sfânt, sub influența gândirii demonice și umane. Dar astăzi, cum spuneam, rămânem la această primă lecție, avertizări apostolice. În plan religios, spiritual, informațiile se propagă prin diferiți slujitori, pot fi și învățători, proroci, predicatori, în mod verbal, dar și în scris. Învățarea adevărului sfânt este o poruncă divină, dar și o formă de propagare a minciunilor diavolului. Dumnezeu a spus în repetate rânduri în Vechiul Testament, citez din Maleahi, capitolul 2, versetul 7, iată că și după întoarcerea din robie a fost reiterat acest adevăr, căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar nu întotdeauna au făcut evreii așa, după cum vă citesc din Ezechiel, capitolul 22, versetul 26, preoții calcă legea mea, îmi pângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Iar Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor săi, pentru că noi ne referim în mod deosebit la dispensația noastră, Matei 28, versetul 20, cu referire la ucenici, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. E foarte important. Învățătura biblică sănătoasă este purtătoare de binecuvântări pământești și cerești. Cum spunea Solomon în cartea Proverbele la capitolul 6, versetul 23, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Dar învățătura înșelătoare este cauza blestemilor și chiar a pierderii mântuirii. Așa cum avertiza apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3, ca un apel la o minte sănătoasă,
Citez ultimele două versete. Voi, deci, prea iubiților, știți mai dinainte aceste lucruri? Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelejui și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui este slava acum și în ziua veșniciei. De ce a avut acest apel în încheiere? Pentru că scrie în versetul anterior 16 că unii sunt neștiutori și nestatornici și răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Domnul să ne păzească de așa ceva. Într-un prim capitol al acestei lecții voi vorbi despre relația dintre un învățător și învățătura lui. Pentru că nu este corect să le separăm. Învățătorul și învățătura sunt un tot unitar. Voi face aici patru mențiuni. Prima. Există o relație inseparabilă între gândirea, vorbirea, faptele unui învățător și învățătura lui. În cartea Esra, în capitolul 7, versetul 10, autorul își destăinuie intenția, căci Esra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii mijlocului Israel legile și poruncile. Am luat acest verset ca un motto al vieții mele. Observați, mai întâi a vrut să cunoască adevărul într-un mod cât mai profund, apoi să-l împlinească și numai după aceea să învețe. Trec în Noul Testament la câteva referințe. 1 Timotei 4, de la 11 la 16, și aici iarăși am o legătură personală cu acest pasaj, pentru că bunicul meu, care avea descoperiri din partea Domnului, a fost înștiințat într-o noapte de un sol al Domnului, când ziua următoare urma să vin la el și să-mi citească acest text, care să fie pentru mine, pentru întreaga mea viață, pentru slujire, un text de referință. Vi-l citesc. Poruncește și învață aceste lucruri, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea și fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care a dat altora, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor către ceata prezbiterilor, puneți pe inimă aceste lucruri. Îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți, fii culoarea mintei asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Îmi doresc asta în întregime. Citesc din același apostol, din a doua Timotei, capitolul 3, unde din nou ies în evidență într-un mod foarte clar faptul că un învățător este determinat de faptele lui în ceea ce învață. Scrie aici despre oamenii zilor din urmă, oameni firești într-un cuvânt, cum spune în versetul 4, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având versetul 5 doar o formă de evlavie. Scrie despre oamenii aceștia, versetul 7, învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului și despre astfel de femei, pentru că în acest lanț al învățăturii, chiar dacă nu de la anvon, deși unele femei își doresc și asta, dar în discuții particulare, atât bărbați cât și femei sunt implicați în transmiterea unor idei. Scrie aici mai departe, de la versetul 10, că apostolul s-a lăsat observat îndeaproape pentru ca ucenicul lui să vadă, să știe că există o legătură între comportament și
doctrina cuiva. Și în versetul 13 notează, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și din nefericire se vor amăgi și pe ei înșiși. Aceeași idee apare și în următoarea epistolă pastorală, Tit, unde scrie de la versetul 7 cu referire la calitățile unui episcop, a unui prezbiter. În versetul 7 sunt menționate trăsături de caracter. Continuă versetul 8. Versetul 9 face referire la învățătură. Și apoi dă un exemplu negativ cu oameni care afectează familii întregi, dar asta o fac pentru că nu doar învățătura le este greșită, și viața le este vinovată. De aceea apostolul recomandă lui Tit, capitolul 2, versetul 7, dă-te pe tine sus pildă de fapte bune în toate privințele, are învățătură de dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. O a doua mențiune. Un învățător este și el influențat de mediul religios și social în care trăiește, în care s-a format, de mentorii ce a avut și de prietenii ce are. Toate acestea pot să fie bune sau rele. În Fapte 15 este scris că a fost un prim conciliu unde dezbaterea a fost între cei ce, așa cum scrie în versetul 1, ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți, și cei ce credeau că nu mai este necesară în noua structură, odată ce s-a intrat într-un nou legământ. De ce țineau primii dintre cei menționați să se respecte legea? Pentru că ei se dezvoltaseră în acel mediu. Și numai după experiențe deosebite, autentice, ucenicii apostolii au înțeles adevărul. În aceeași idee scrie la Galateni, capitolul 4, versetul 9, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscut de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Deci iată cum mediul de proveniență este adesea o influență puternică pentru ceea ce învață un om, pentru ceea ce cere altora. Citesc și din 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3, unde apostolul îndemna pe colaboratorul său, după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme, de înșirări, de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Versetul 6. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, s-au rătăcit, s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Asta a fost atunci, în vremea noastră. E foarte vizibilă influența unuia care vine de la Biserica Ortodoxă sau respectiv de la Biserica Catolică sau dintr-un mediu cu influențe adventiste sau cu influențe de la Martorii lui Jehova. Suntem tributari uneori în mod inconștient de moștenirea noastră. De aceea să ținem cont că apostolii au făcut abstracție. Apostolul Pavel excelează în privința aceasta, chiar dacă apare și el în Faptele Apostolilor cu acel angajament care, cred eu, nu i-a fost de folos când a adus un ritual de curățare, în a nu se mai supune unei legislații care nu mai era în vigoare,
în a nu plăti tribut în ceea ce nu mai este necesar. Așadar, să încercăm ca învățători să fim legați numai de Dumnezeu, nu de o moștenire confesională. O a treia mențiune. Învățătura unui om este determinată adesea de felul în care se raportează la ceea ce posedă și la ceea ce poate câștiga prin ceea ce învață. Un om poate fi atras de cele cerești și, cu această perspectivă, nu va fi lacom, sau poate fi atras de cele pământești, situații în care poate deveni materialist și asta este o diferență mare. Pentru că spunea Domnul, unde este comoara omului, acolo este și inima. De aceea se ruga psalmistul în 119:36, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Pentru că el știa, dacă e vorba de Ezra, ce scrie în Mica, la capitolul 3, versetul 11, că pe tinerii cetății judecă pentru daruri. Acum spune că ăștia sunt puterea seculară, civilă, dar scrie mai departe, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să-i bize pe Domnul și zic, oare nu este Domnul mijlocul nostru? Nu ne poate ajunge nicio nenorocire, eroare. Avem și situația din vremea Domnului Iisus Hristos, menționată în Evanghelia după Matei, capitolul 15, cu necinstirea părinților și cu acele șiretlicuri prin care ei învățau ceva fals pentru că interesa câștigul material și era o colaborare între unele familii și sfera religioasă. Apoi să ne amintim de avertizarea apostolului Pavel, adresată în conferința, să o numim așa, de la Milet, când el vorbește prezbiterilor din Efes, citesc de la versetul 29, știu bine, deci fapte 20:29, că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care îmi vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă ucenici de partea lor. Și el, prin exemplu său, scoate în evidență care este patima unor astfel de oameni. Versetul 33, n-am rândit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru rebuințele mele și a celor ce erau cu mine. Că bine spunea înțeleptul în proverbe că omul se poate deda la păcat și pentru o bucată de pâine. Iar Petru surprinde și el cu nominalizarea necesară această tendință. Citesc din epistola apostolului Petru a doua, capitolul 2, primele 3 versete. În noros s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furii și rezini micitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți vor urma în destrăbălă lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Deci iată că sunt oameni de succes, dar iată acum versetul 3, motivația lor, substratul. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar rostindu-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Să ne păzească Dumnezeu. Și o a patra și ultima mențiune aici, foarte importantă, cred eu, în fond, fiind vorba de învățare, nu metodele pedagogice și timpul afectat sunt cheia succesului, ci în educația spirituală totul este determinat de Duhul care intră în acțiune. Dacă un învățător este sub autoritatea Duhului Sfânt sau sub influența unor duhuri înșelătoare. Moise spunea în mod repetat, cartea Exod, cartea Deuteronom,
ce Dumnezeu i-a spus să transmită. Avea siguranța asta. Dumnezeu îi vorbea gură către gură. Și la un moment dat, în cartea Iov, întreabă acest neprihănit pe prietenii săi, capitolul 26, versetul 4, al cui duh vorbește prin tine? O întrebare ce trebuie pusă de orice om care vrea să-și verifice învățătura. Pentru că scria apostolul Pavel Corintenilor, nu Corinten, la capitolul 2, de la versetul 10, nouă să Dumnezeu, e vorba de lucrurile referitoare la mântuire, la înțelepciunea de sus, ni l-a descoperit prin Duhul Său. Versetul 12, și n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin Harul Său și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate în înțelepciunea omenească, nu oratoria asigură succesul, nici metodele psihologice sau pedagogice, oricare s-ar părea mai performante, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești. Tot apostolul Pavel scria în 1 Tesaloniceni 4 cu 8, dat fiind faptul că aceste învățături vin de la Dumnezeu, de aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt, pentru că atunci când Duhul Sfânt lucrează prin predicator, cercetează și inima ascultătorilor și neprimind mesajul, ei se fac vinovați nu față de predicator, ci direct față de îndemnul Duhului pe care îl resping. Dar nu cu toți se întâmplă așa, pentru că apostolul Pavel spunea la 1 Timotei 4 de la versetul 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor. Abătuți de fățărnicia oameni care vorbesc minciuni însemnați cu firul roșu în însăși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuțarea bucatului pe care Dumnezeu l-a făcut să fie luate cu mulțumire către cei ce cred și cunosc adevărul. Și lista este lungă în a cuprinde toate ereziile sub influența unor duhuri. Trec la capitolul 2, relația dintre un învățător și ucenicul lui. Și voi face tot patru mențiuni. Fiecare om, în special în copilărie, în adolescență și tinerețe, este un ogor nesemănat, în care va crește aproape orice sămânță semănată, fie bună, fie rea. Pe acest considerent, Dumnezeu a poruncit evreilor, citesc din Deuteronom capitolul 6, să-și învețe copiii. Versetul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau să se le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și este prezentat un program foarte bine gândit în a fi transmise aceste învățături, să le vorbești de ele când vei fi acasă. Și bine ca părinții să fie cât mai mult timp cu copiii acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scola, momente strategice. Ba mai mult, pe lângă informațiile pe cale auditivă, iată că și câteva reglementări de învățare pe cale vizuală, să le legi ca niște semne de aducere aminte la mâini, să fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dar nu întotdeauna evreii au făcut așa. Și profetul Ieremia surprinde în capitolul 9 de la versetul 13 următoarele. Domnul zice, pentru că au părăsit legea mea pe care le pusesem înainte, pentru că n-au ascultat glasul meu și nu l-au urmat, ci au umblat după plecării inimilor și au mers după Baal, cum i-au învățat părinții lor, ce grav! De aceea spune și Petru că moștenesc unii de la părinți lucruri false și ce-i moștenit de la părinți este foarte grav.
un fel deșert de viețuire. Să-i ajute bunul Dumnezeu întâi pe părinți, cum spune cartea Proverbele, atât tata cât și mama să-și facă datoria în ce privește transmiterea unei învățături corecte. Dar din nefericire, cum spuneam, unii părinți, cum scrie și în Osea, Efraim își duce singur copiii la cel ce îi va ucide și le prezintă tot ceea ce se arată prin tehnologia vremii noastre, filme, desene animate. În loc să-și facă timp să învețe adevărurile sfinte din Biblie. O a doua mențiune. De regulă, ucenicii se leagă nu doar de o învățătură, ci de unii învățători. E o chestiune sufletească. În fond, se leagă de un mod de viață și de aici rezultă necesitatea unor adunări și a unor companii sfinte. În Psalmul 106 este scris despre istoria evreilor, citesc de la versetul 35, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei. Atenție la asocieri! Apostolul Pavel îndemna 2 Timotei 2:22, fugi de poftele tinereții și urmărești neprienirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată, anturajul, preteniile. De aceea, în Apocalipsa, capitolul 2, este scris îngerului bisericii din Pergam și celui din Tiatira ca o imputare, pentru că intoleranța lor permiteau învățători și proroci falși. Și acestea se lăsau cu efecte, pentru că o astfel de Izabela, așa cum s-a întâmplat în Israel de altă dată, a avut urmași și în regatul de nord și în regatul de sud, prin încuscrirea cu Iosafat. Și aici scrie în Apocalipsa 2 cu versetul 23, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și adesea copiii sunt nu doar cei de acasă, sunt cei de la adunare. Așadar, să fim atenți, vă spun vouă celor ce sunteți atrași de un anume predicator sau aveți anumiți proroci pe care îi consultați, anumite cărți, autori, atenție! Poate vă legați de ei, vă place stilul lor și nu întotdeauna învățătura poate să fie bună. O a treia mențiune, chiar dacă nu pe deplin, la orice vârstă și nu în orice împrejurare, totuși un ucenic poate să-și aleagă pe deplin învățătorul și, în general, sunt opțiuni pentru alegeri bune sau alegeri rele. Aici, pentru că este un punct important, voi aduce mai multe versete biblice pe care îmi sprijinesc această afirmație. Proverbe, capitolul 19, versetul 27. Încetează, fiule, să mă asculți învățătura dacă ea te departează de învățăturile înțelepte. Refuză să mai asculți acel predicator care ți-ai dat seama cât de puțin sau te-au sfătuit alții că are o învățătură amestecată. În Osea, capitolul 5, versetul 11, Domnul scoate în evidență greșeala poporului când scrie: Efraim este asuprit, zdrobit în judecată pentru că a urmat învățăturile care îi plăceau, evident, după firea pământească. Pentru că dacă ar fi să dau un exemplu, evident că la tineri le-ar plăcea de un învățător care le dă libertăți la sport, la filme, la mers la strand și așa mai departe. Pot să fie și alte domenii, nu doar înspre desmățul firii pământești.
Pot să fie direcții vinovate, cum era cazul fariseilor și al cărturarilor. Numai saducheii erau cu libertăți, fariseii erau mai înguști. Dar aveau și aluatul lor, adică învățătura lor, cum Domnul i-a avertizat, Matei 16 cu 12, să se ferească ucenicii de fățărnicie, între altele. În Luca, la capitolul 3, versetul 7, pune Ioan Botezătorul o întrebare unor oameni care n-aveau un gând sincer de pocăință. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică unii predicatori, să folosesc un termen general, îi învață pe oameni să se boteze, dar nu le spun întru totul să se pocăiască. De aceea el răspundea în întrebări corecte când unii întrebau, noi ce trebuie să facem? Răspundea punctual. Nu le spunea că doar botezul îi scapă de mânia viitoare, pentru că nu îi scapă. Împotrivă, este o vinovăție în plus. Ci pocăința, el propovăduia, cum scrie aici în versetul 3, botezul pocăinței, nu botezul fără pocăință. În Fapte, la capitolul 19, avem prezentată situația din Efes, unde este scris de la versetul 8 că mai întâi apostolul a predicat în sinagogă, dar datorită împotrivirii scrie de versetul 9 că a închiriat o sală în școala unui anumit tiran și acolo a învățat. Și după ce au apărut aceste două puncte de învățătură, oamenii puteau să aleagă, să meargă la sinagogă, la rabinii lor, sau la Pavel în localul nou. Așa cum se spune că un om a naufragiat pe o insulă și pe când a fost găsit și și-a prezentat patrimoniu, a zis, uite, acolo e biserică, acolo e biserică. A zis, da, cum un singur om pe insulă cu două biserici? A zis, eu așa am fost învățat, că asta e biserica la care mă duc și cealaltă e biserica la care nu mă duc. Că nu în toate bisericile se propagă aceeași învățătură. Apostolul Pavel scria foarte categoric în Romani, capitolul 16, de la versetul 17, cu privire la unii care fac rău lucrării, depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor, și prin vorbiri dulci și amăgitoare înșală inimile celor lesne crezători. Foarte clar atenționare. El avertiza și în Filipeni, capitolul 3, citesc versetul 17, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Și capitolul 4, de la versetul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrem de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrem de iubit, tot ce este vrem de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ați văzut în mine, faceți și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Iar în a doua Ioan, apostol avertiza și el foarte clar, deci atenție, dragii mei, da, întâi sunt vinovați învățătorii, dar sunt vinovați și ascultătorii, pentru că ei ascultă pe unul sau pe altul. A doua Ioan, capitolul 1, versetul 8, păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu îi primiți în casă și să nu îi ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Care e titlul capitolului nostru? Relația dintre un învățător și ucenicii lui. Deci iată că învățătorul este legat de faptele lui, prin învățătură se leagă de ucenic. Și în acest lanț, faptele învățătorului se răsfrâng prin învățătură asupra vieții ucenicului și vor deveni faptele lui. Mare atenție, dragii mei! Și o ultima mențiune aici. Orice învățătură are efecte directe sau indirecte și formează un comportament sfânt sau păcătos.
și ascultați-mă ce spun mai departe, care atrage favoarea sau mânia divină. Îi spunea David lui Solomon, înainte de a-și depune nu doar mandatul de rege, și ci cel de om, și a plecat din lumea aceasta. 1 Împărați 2, de la versetul 2, eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om, păzește poruncile Domnului, și de anumite detalii. Apoi versetul 4, pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor umblând cu credincioșie înaintea mea în toată inima lor și în sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnia lui Israel. Da? Deci iată cum toate acestea se răsfrâng într-o atitudine care o va avea Dumnezeu față de noi. De aceea se ruga psalmistul în 119 cu versetul 59, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Solomon spunea și el, Proverbe 13 cu 14, învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om de la cursele morții, efectele sunt de lungă durată. Să fim așadar atenți cu ce ne alegem, ce va veni peste noi. Pentru că Dumnezeu va analiza cota de vinovăție a învățătorului, partea de vină a ucenicului, și învățătorul își va lua pedeapsa lui, dar și-o va lua și ucenicul pe-a lui. În final, vreau să menționez 3 idei drept concluzii, mai mult decât o scurtă încheiere, 3 concluzii. Prima, orice învățător și orice ucenic este dator să caute cu rugăciuni sincere adevărul de la Dumnezeu din Scripturi, căci Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt și cartea asta binecuvântată ca să ne lumineze. Deci, atât învățătorul cât și ucenicul trebuie să se gândească mai întâi nu la ce știu, nu la ce au fost învățați, nu la ce le place, ci la ce vrea Dumnezeu, la adevărul pe care El l-a stabilit. Și toate, comportamentul lor, interesele lor, concură la aflarea acestui adevăr, pentru că scrie în Psalmul 25, versetul 9, că Dumnezeu face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El îi învață pe cei smeriți calea sa. Și Psalmul 119 are mai multe referințe în privința apelului nostru la Dumnezeu în a dori în mod sincer să cunoaștem și, după harul ce ne este dat, să transmitem o învățătură corectă. Citesc din Psalmul 119 următoarele versete, 24. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. 33. Învață-mă, Doamne, calea rândurilor tale ca să o țin până la sfârșit. 66. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, că-și cred în poruncile tale. 73. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit, dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. 124 și 125, poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă rânduielile tale, eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. 167, sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Deci iată cum, dacă dorim, vom ajunge, cum scrie și la Roman 12 cu 2, să pricepem voia Dumnezeu că este bună, plăcută și desăvârșită. Aici vă mai dau un verset drept rugăciune și acesta este unul dintre motorurile vieții mele, 143 cu 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.
Dar pentru asta trebuie să fim cu inima curată, să n-avem interese ascunse. Spunea Domnul, citesc din Ioan capitolul 7, versetele 17 și 18. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la oameni. Deci există suficient har de la Dumnezeu ca un ucenic sincer să priceapă dacă e corect ce este învățat sau nu. Cu atât mai mult un învățător poate să-și dea seama. Versetul 8 ce scrie, cine vorbește la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Se merită să menționez aici și citatul din Coloseni 2, unde Pavel scria de la versetul 6, astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați în el, pentru că îl primiseră corect, fiind înrăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datele oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. O a doua mențiune în concluzii. Un învățător va avea parte de o judecată și de o răsplată aparte, fiindcă este responsabil de viața, de sufletul, de destinul celor ce au primit și urmat învățătura lui. De aceea spunea bătrânul Samuel, departe de mine să nu mă rog și să nu vă arăt calea cea bună. Și în Daniel 12:3 este scris, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stele în veac și în veci de veci. Iar Domnul aducea o atenționare foarte severă, cred eu, scrisă în Matei 5, de la versetul 19, așa că cei când ne va strega una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, vorbim de învățători, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Aici scrie că pentru cea mai mică erezie ești taxat. Sau să nu spun erezie, poate ceva ce nu ar fi foarte important. Nu știu ce ar fi cea mai mică poruncă de aici. Dar și pentru asta va fi depunctat. Iar dacă e vorba de ceva ce se constituie în păcat în sine, eu cred că va fi lepădat. Scrie și în Iacob, capitolul 3, versetul 1, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. De aceea predic cu teamă, dragii mei. Și cineva mi-a spus că pun ștacheta prea sus, dar nu-mi permit să mă joc nici cu mântuirea mea, nici cu altora. Ultima mențiune în concluzie. Un ucenic este responsabil de mentorul ce l-a acceptat și urmat, de învățătura ce i-a determinat viața. De fapt, cu fiecare învățătură însușită, omul își făurește destinul. De aceea să ne apropiem toți de Scripturi și ca cei din Berea să verificăm cu Cartea Sfântă orice învățătură, cu sinceritate, cu rugăciune, cu post, ca să putem spune așa cum scrie la Psalmul 19, citesc de la versetul 7, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor, orândurile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii, frica de Domnul este curată și ține pe vecie, ele sunt mai de preț decât taurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din fagur. Și atenție, robul tău primește și în învățătură de la ele și pentru cine le păzește, răsplata este mare. Iată o atenționare și din învățătura apostolului Pavel, 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3, un text foarte categoric,
Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și ne vom opri în lecțiile următoare la învățături deosebite, vom pune față în față învățături corecte cu învățături deosebite, analizându-le după Scriptură. Și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetele, bănuirile rele, zadanciul unde vorbele oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavie este un izvor de câștig. Iată cele menționate în această lecție, cum se regăsesc aici într-un singur pasaj. Și sfatul pentru un ucenic, ferește-te de astfel de oameni. La fel îndeamnă și în capitolul acesta de la versetul 11, iar Toma lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și în versetul 12, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. În a doua epistolă, menționez și de aici, scrie în capitolul 2, de la versetul 15, aici îi prindem și pe învățător, caută să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu lăsa să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul adevărului. Și ceva ce ar putea să-i prindă și pe ucenici, ferește de vorbire goale și lumești, că cei ce le țin vor înaintea tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor, roade ca gangrena din numărul acestora sunt imineu și filet, care s-au bătut de la adevăr, îi zic ca și venit în vierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tară în Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, pentru că toate se leagă împreună. Viața învățătorului, învățătura lui, învățătura acceptată de ucenic, viața lui și toate acestea se răsfrâng prin binecuvântarea sau blestemul Domnului într-un destin etern. Așadar, mare atenție la învățători și la învățături, dragi ucenici. Amin.